O viață spulberată, o familie destrămată. Majoritatea accidentelor rutiere mortale în rândul tinerilor au drept cauză consumul de alcool la volan, viteza, depășirile neregulamentare și neatenția. Cetățenii municipiului Zalău ne-au declarat că, în opinia lor, de vină pentru producerea acestor tragice evenimente sunt tinerețea, teribilismul, adrenalina, anturajul și inconștiența. Prețuiți viața, deoarece este mai importantă decât orice. Un moment de rătăcire vă poate schimba total viața sau să o pierdeți definitiv. Nu uitați, stop accidentelor, viața are prioritate. Bună ziua! De ce credeți că tot mai mulți tineri mor în accidente din cauza alcoolului? Îmi pare foarte rău să aud asta, pentru că merg la cluburi, beau fără control și vor să meargă cu mașina acasă, nu sună după taxi. Înapoi, ca să impresioneze tinerele, și cred că ăsta e motivul principal. Ar trebui mai bine educați de acasă și un pic de prevenire pe partea asta. E dureros. Tinerii nu țin la viața lor. Noi, care avem o vârstă, apreciem că Bunul Dumnezeu ne-a dat viață și că suntem în viață, și acum când avem o vârstă, cum am și eu, sigur că cel mai important e viața și sănătatea. Tinerii sunt mai nepăsători în privința asta. Nu să iubesc pe ei, cum s-ar zice. Că cine se iubește nu se aventurează în viteză, că mulți mor în accidente de circulație. Nu țin la ei și atunci uită că și acolo sunt limite de viteze și trebuie să respectăm legea în primul rând și pe noi. Dacă ne respectăm pe noi, atunci ținem la noi. Ei, cred că e o problemă, e o tară a societății, din păcate. Un tânăr care nu are alte preocupări decât acestea de distracție imediată, suportă consecințele. Pentru că nu sunt drumuri în România. De fraieri, pentru că nu există mentalitatea de așa natură să conducă cu viteză normală, ceea ce se cere de la autoritatea circulației. Și al doilea rând, încrezarea. Cine are bani, nu-l interesează că distruge mașina nici pe el. Păi, în primul rând, din cauza inconștienței. Păi, așa se întâmplă. Cine folosește alcool, alcoolul produce necazuri, numai necazuri. Pentru că se hazardează, fac acte de bravură, cine se crede și cam atât. Păcat, păcat. Teribilismul. Ar trebui să fie mai atent, să nu beie, să nu vorbească la telefon, să nu meargă repede. Păi să nu bea atâta, să nu bea, nu? Că atunci n-or muri. Nu sunt conștienți, nu au educație de acasă, probabil că părinții nu-i văd. Nu interesează. În ziua de astăzi părinții sunt ocupați de familie, de bani în loc de familie și probabil din cauza asta. Adulții nu sunt interesați și copiii găsesc în alcool o scăpare, probabil. Fiindcă-s bețiv, de-aia, beau pe mult, de-aia mor. Probabil inconștiența.